Tuturor vă mulțumesc mult că ați răspuns invitației noastre. Așa am dorit să ne vedem cât mai des, pentru că e vorba de o etapă importantă și rezultatul unei munci în echipă, a unui parteneriat. Și iată, astăzi, prin grija domnului director de la Agenția Dezvoltare Nord-Est, a domnului director general Vasilea Sandei, vom semna încă două proiecte, încă două contracte de finanțare pe ce urmează a le implementa, proiecte care fac parte din strategia, din portofoliul de proiecte ale strategiei Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului și se regăsesc în strategia dezvoltare a județului, corelată cu strategia de dezvoltare regională. Așa cum am discutat și în cadrul ședinței Consiliului Județean și am aprobat la începutul anului indicatorii tehnico-economici pentru cele patru proiecte, dorim să venim cu serviciile cât mai aproape de cetățean, cât mai aproape de comunitate. Și aici am găsit deschiderea comunităților pentru a încheia astfel de parteneriate. Este vorba astăzi de primarul municipiului Moinești, domnul Valentin Vieru, și primarul orașului Târgu Ocna, orașului stațiune Târgu Ocna, domnul Ștefan Șilochi. Aici solicitantul principal a fost Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului. Prezenți aici o parte din echipă, împreună cu doamna director general, Daniela Țățaru, domnul Ciprian Popa, director general adjunct la direcție. De la strategii proiecte este Simona Boghiu și șeful centrului, unde urmează să facă restructurarea sau procesul și planul de restructurare, unde vor fi transferați o parte din rezidență în noile locații. Ce dorim? Consiliul Județean a sprijinit și sprijină în continuare astfel de proiecte care vin să îmbunătățească calitatea vieții rezidenților și de a face încă un pas spre a spre o viață semi-independentă, am spune noi, și un pas spre integrarea în societate, în comunitate. Și latura preventivă, în sensul de a oferi servicii acolo în comunitate și numai cazurile deosebite, numai cazurile în care necesită prezența specialiștilor 24 din 24 să ajungă în serviciile specializate. Și pentru asta apreciez foarte mult deschiderea pe care au comunitățile în a-și crea astfel de servicii, aș spune integrate, pentru că nu e vorba doar din punct de vedere social și din punct de vedere al educației și din punct de vedere al sănătății cetățenilor și al beneficiarilor rezidenți. De asemenea, viziunea Consiliului Județean este, așa cum reiese din strategie, de a elimina sau de a reduce, mai bine spus, discrepanțele dintre o zonă și alta a județului și de a, prin proiecte, prin investițiile pe care le facem, de a acorda un anumit sau de a realiza un anumit echilibru între zonele mai sărace și cele mai bogate prin investiții, prin servicii create și prin asigurarea unui echilibru. Am să rog pe doamna director general Daniela Țățaru să prezinte un pic proiectul și munca de până acum.
pentru că o etapă importantă astăzi, iată, e această formalitate de a semna contractele de finanțare și, așa cum ne-a spus domnul director general la Sunday, îi mulțumesc pentru că s-a deplasat de obicei să semnau la agenție, s-a deplasat și dumnealui a făcut un pas și vine în mijlocul comunităților să semneze și să fie mai prezent în astfel de momente. Doamna director, vă rog. Bună ziua tuturor și mulțumim pentru prezența aici din nou și mulțumim și domnului director al FAB, tot așteptăm de ceva vreme să iasă rezultatele evaluării. M-am speriat. Proiectele acestea, într-adevăr, sunt rodul unei munci mai din trecut, de circa un an și ceva, doi ani. Ne-am gândit la ceea ce înseamnă proces de dezinstituționalizare. Împreună cu colegii mei am căutat surse de finanțare. Un motor foarte important în găsirea acestor surse o reprezintă Biroul de Strategii Proiecte, reprezentat aici de colega mea, de Simona Boghiu, și în colaborare cu directorul adjunct, domnul Ciprian Popa. Am reușit, am identificat, am depus 4 proiecte. Data trecută ne-am întâlnit pentru semnarea celui de la Răcăciuni. Acum avem bucuria de a le semna pe cel de la Moinești și cel de la Târgu Ocna. Sperăm să vină curând și cel de la Tamaș. Și după aceea să putem să vă povestim că am început lucrările și că vor lua ființă. Proiectul de la Târgu Ocna este în valoare de aproximativ 4 milioane de lei și cel de la Moinești de 3 milioane și jumătate. De ce am făcut acolo? Pentru că centrul care e supus restructurării se află în mediul urban, în Comănești. Și am căutat locații tot în mediul urban, încât trecerea să fie mai ușoară pentru rezidenți. Comunitățile amintite, Moineștiul și Târgu Ocna, au fost foarte deschise. Târgu Ocna chiar e un partener mult mai vechi în astfel de proiecte. Moineștiul a început să capete vechime în colaborarea cu DGASPC Bacău. Ne dorim foarte mult ca rezidenții noștri să resimtă cât mai puțin trecerea aceasta într-un alt mediu de locuit, ca fiind dificilă pentru ei, știți cum e. Noi oferim condiții mai bune, ne ducem spre o viață care să semene cu una obișnuită, firească, încercăm să integrăm în societate și în comunitate mult mai bine, însă obișnuința e a doua natura omului și noi ne dorim ca această trecere să fie cât mai lină și aici ne vor ajuta și comunitățile locale. Ce să vă zic, mulțumim încă o dată Consiliul Județean pentru sprijin și pentru partea de cofinanțare, mulțumim ADR pentru promptitudine și sprijin în ceea ce înseamnă reglementările care au fost pe perioada evaluării și întregii echipe pentru susținerea din spate, munca aceea nevăzută și necuantificată. Mulțumesc, doamna director. Domnul director Vasile Sandei, așa cum am avut, iată că am redemit repede cu încă 2 contracte pe care le așteptați. Sper să vină și cel de-al 4-lea zi în această serie, de asemenea repede. Domnule președinte, doamnă director general, domnilor primari, cheia succesului este colaborarea, lucru în echipă, interesul adevărat și consistent pentru a face lucrurile bine, înțelegerea corectă a cerințelor și asta se vede cât dă rezultate. Între timp, de când am fost data trecută la semnarea contractului, împreună cu domnul președinte am participat la ședința Consiliului pentru Dezvoltare Regională care a avut loc la Iași. Cu ocazia asta am văzut și am și prezentat câteva lucruri importante în munca noastră comună. Mai puțin de 1104 proiecte erau depuse alaltăieri la ADR, în valoare totală de circa 6,5 miliarde de lei. Gândiți-vă câți oameni au muncit la aceste proiecte, câte probleme așteaptă să fie rezolvate prin finanțarea acestor proiecte. Deci,
putem înainta în noi anul ăsta de muncă, de probleme, de finanțare, doar muncind bine, muncind în echipă, înțelegând corect lucrurile. Și eu sunt convins că într-un timp relativ scurt vom ajunge să și vedem roadele muncii noastre, să vedem proiectele implementate, acei oameni la care face referire doamna director general și care vor fi beneficiarii direcției ai proiectelor noastre vor simți pe propria lor piele că viața lor s-a îmbunătățit. De asemenea, mai un lucru vreau să vă mai spun cu această ocazie. Ne pregătim în această perioadă și pentru următoarea perioadă de programare în exercițiile acestei europene, perioada 2021-2027, în care vom avea acces la o sumă și mai mare decât cea din prezent. Deci vă invit și vă rog, vă propun să continuăm să lucrăm împreună, să ne documentăm, să ne pregătim și pentru această următoare perioadă de programare, care va fi, chiar dacă sunt bani mai mulți, va fi și mai provocatoare. Cerințele sunt tot mai complexe. Europa merge cu viteză înainte și noi trebuie să ne adaptăm acestor cerințe, dar ardem etape, facem lucrurile mai repede decât alții, pentru că așa este contextul. Deci avem foarte mult de muncă și de aici încolo. Împreună cu dumneavoastră, doamna director general, nu mai spun împreună cu domnul președinte, avem multe proiecte de făcut și aproape de fiecare dată când ne, nu aproape, chiar de fiecare dată când ne întâlnim, alte și alte oportunități care apar la orizont, cer să găsim soluții. De asemenea, cu domnii primari, cu care am semnat în trecut alte proiecte de finanțare care se adresează comunităților dânșilor și așteaptă și dânșii încă să mai semnăm. Noi facem presiune la autoritatea de management să vină mai repede proiectele pe care le-am trimis acolo. Avem circa 100 de proiecte care așteaptă să fie semnate. Deci avem muncă serioasă de făcut în continuare și încă o dată subliniez, cheia succesului este cooperarea, munca în echipă, înțelegerea corectă a nevoilor și în felul ăsta vom da satisfacție așteptărilor noastre și a celorlalți. Mulțumesc! Da, și eu vă mulțumesc, domnul director. Chiar apreciez operativitatea care colaborăm și în spiritul acesta de echipă, pentru că, vă spun, nu mai târziu de sau acum câteva zile am primit iarăși o vestă, a fost vizita în teren, adică v-ați mișcat foarte repede în evaluarea unor proiecte care pentru Bacău sunt prioritare și e vorba de extinderea unității de primiri urgente de la Bacău și heliportul și azi dimineața am semnat raportul care în urma vizitei în teren, am zis, suntem în faza de precontractare și sperăm în 2-3 săptămâni să vă avem din nou aici să semnăm contractul de finanțare pentru UPU, extinderea unității de primiri urgențe și heliport. Vă mulțumesc mult de tot și continuăm. Vreau să dau cuvântul și domnilor primari, domnul Valentin Pieru, vă rog, Bună ziua, bine v-am găsit. Iată că în luna august, pentru municipiul Moinești, se semnează al doilea contract de finanțare pe POR. La începutul lunii am mers la Piatra Neamț, împreună cu domnul director Asande, am semnat un contract pe anvelopări clădiri publice pentru o școală din Moinești. Mai sunt depuse două proiecte pe această axă. Sunt sigur că le vom semna în curând, sunt în perioada de evaluare, dar despre acest proiect pot spune că după o vizită a doamnei director Dana Țățaru la Moinești, când a venit cu ideea de a investi în municipiul Moinești pentru persoanele cu dezabilități, persoanele care au nevoie de protecție socială, am găsit imediat locațiile pentru a realiza aceste obiective. Am pus la dispoziție documentația necesară, cred că am fost destul de prompți pentru că ca astăzi să fim în situația de a semna acest contract. Nu este singurul contract care va fi semnat pentru prestația de servicii sociale în Moinești, mai avem depus pe anvelopări clădiri publice, reabilitarea Direcției de Asistență Socială, un proiect de 2 milioane de euro, bani ce se vor investi într-o clădire achiziționată de Consiliul Local în urmă cu 2 ani.
Eu aș vrea să mulțumesc doamnei director pentru că a ales municipiul Moinești, pentru că există deschidere și cred că nu este singurul proiect care se va derula în municipiul Moinești alături de Direcția de Asistență Socială și de Consiliul Județean. Să-i mulțumesc în același timp și domnului președinte pentru deschiderea care o are către astfel de servicii, mai ales că dumnealui cândva, cu puțin timp în urmă, a fost directorul acestei direcție și știe cu siguranță cu ce se confruntă populația care beneficiază de prestațiile sociale. Să mulțumesc domnului director Asandei, să-l asigur de implicarea mea și a primăriei municipiului Măinești pentru a răspunde cu promptitudine clarificărilor care sunt necesare pentru a trece la etapa următoare și să începem cât mai curând treaba la aceste obiective, că asta ne dorim cu toții, să dezvoltăm comunitățile din care facem parte. Mulțumesc tuturor, succes în continuare! Mulțumesc, domnule primar, și vă doresc spor la treabă. Mulțumim! De implementat acest proiect și să ne vedem acolo la Măinești. Domnul primar, ce faci? Semnăm astăzi de acest contract. În luna martie am semnat cu ADR-ul un proiect de 4,5 milioane de euro, dezvoltarea potențialului turistic al localității și astăzi semnăm un contract în valoare de 4,1 milioane lei. Trebuie să-i mulțumesc domnului director de la ADR pentru sprijinul pe care l-a acordat, pentru că ne-a îndrumat și ne-a încurajat să depunem aceste proiecte. În continuare îl rugăm să ne sprijine și să fie alături de noi așa cum a făcut-o și până acum. Trebuie să mulțumim Consiliul Județean pentru sprijinul pe care ne l-a acordat. Vreau să-i mulțumesc domnului președinte Sorin Brașoveanu pentru faptul că permanent a fost alături de noi și Târgu Ocna a simțit sprijinul pe care dumneavoastră, pe care dânsul l-a acordat. Cu Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău, noi avem o colaborare veche, 2005-2006 am făcut două proiecte, un centru de îngrijire și asistență și un centru de recuperare pentru și reabilitare pentru persoane cu dizabilități, iar acum facem în acest proiect 4 locuințe protejate pentru persoanele adulte cu dizabilități și un centru de zi. Mulțumim foarte mult așa de directoare Tățaru pentru colaborarea pe care o avem și pentru faptul că dă o importanță deosebită acestor centre și sigur că împreună vom duce la bun sfârșit și aceste proiecte și să ajungem cu toții cu bine să tem și publica la inaugurarea lor. Vă mulțumesc! Da, vă mulțumesc, domnul primar. Așa este. E o colaborare de tradiție, am putea spune, cu nașul Târgu Ocna și au fost deschiși spre, chiar dacă a trebuit să luptăm un pic cu mentalitatea comunității la vremea respectivă, am depășit și acest moment. Dar iată că mai e și o latură dincolo de îmbunătățirea calității vieții rezidenților și a venit cu servicii primare de comunitate. E vorba și niște locuri de muncă acolo și dacă mi-amintesc, vine numai la Târgu Ocna, prin cele două servicii au fost peste 160 de locuri de muncă create la vremea, într-un orășel sau într-o comunitate rurală să creezi 10 locuri de muncă, nu este de aici de acolo. Sau dacă mi-amintesc de Comuna Filipești, la fel, cât 60-70, cât 70 de locuri de muncă într-o comunitate din mediul rural. Spor la muncă și să implementăm. Iar sper că astăzi, domnul primar, nu, să toarne asfaltul pe centura, pe varianta aia ocolitoare pentru Slănic, nu? Da. Am înțeles că este pregătit pe și astăzi... DN12B se va turna DN12B astăzi se va turna, sper, centura e pregătit acea variantă ocolitoare spre Slănic. Și se lucrează și la... Și... Păi, știți că e rupt spre Slănic, este o variantă ocolitoare la Târgu Ocna și este dincolo de zona în care a fost drumul afectat și e o variantă și la asta. Da. Și se rezolvă problema acestui... Nu, se lucrează în paralel și apoi nu se finalizează drumul și... Sunt vreo 21 sau 22 de puncte
pe tot drumul spre Slănic, dar până se va finaliza, sigur că era nevoie de o variantă ocolitoare de a ajunge la Slănic și acea variantă ocolitoare era pe Târgu Ogna, într-un drum impracticabil, știm prin. Și acum se va asfalta cei 2 km ca să... Nu, drumurile naționale, Direcția Regională de Dezvoltare, Direcția Regională de Drumuri de la Iași. DN12B. Să trecem și la semnare, da? Da. A de semnă. Dacă am deschis subiectul acum... Da. La ce? La variantă? La așa da. Da. Bun, haideți să trecem la semnarea contractului de finanțare, să nu uităm pentru ce am... Și după aceea mai vorbim. Și când am lucrat proiectele acestea pe infrastructură socială, am avut grijă să prindem ceea ce se putea prinde și din amenajarea accesului la locație. Într-adevăr, drumurile sunt foarte importante. Acum, apropo de provocările lansate de domnul primar, de domnul președinte, să facem în continuare și de mine însumi proiecte, să vă așteptați să vă lansez și eu provocări, că în afară de proiectele astea pe care le finanțăm prin POR, noi vă implicăm și în alte tipuri de proiecte și știți bine că venim către dumneavoastră mai mult decât cu POR, venim cu investiții, cu parteneriate europene, cu proiecte împreună cu comunități din Uniunea Europeană, deci facem acea dezvoltare în stea, în care fiecare își câștigă un rol tot mai important în contextul ăsta, în mecanismul ăsta de dezvoltare. Da, așteptăm provocările. Noi acum lucrăm la 4 proiecte pe POCU, la încă 2 pe niște proiecte guvernamentale pe PIN. Deci, sperăm să ne vedem foarte des. Crește rețeaua. Luăm paharul. Luăm paharul. Dați-mi și un pic, doamne, fără pic. Deci, Doamne ajută. Doamne ajută. Să fie îndrăgeat, bă. Vedeți ce înseamnă lucru în echipă? Semnăm pe același pic. Da. Da, vis-a-vis de provocări, am să mai spun doar atât că am discutat cu domnul director general să pregătim o întâlnire și pentru mediul de afaceri, fi niște proiecte de finanțare și o să pregătim o întâlnire cu reprezentanții Camerei de Comerț și ai IMM-urilor. Toți cei interesați îi vom invita. Unii se vor prezenta... posibilitatea de a atrage noi finanțări și a deschide și dezvolta noi afaceri. Și atunci, dacă acum, vreți să mai adăugați ceva. Da, o să adăugăm imediat, mai un pic să fim siguri că nu ne lipsește ceva de aici. Că toate, ca toate, dar documentele sunt importante. Doamna director general, succes încă o dată, dea Dumnezeu să tot facem de astea și să se bucure oamenii care beneficiază de proiectele. Vă mulțumesc tare mult! Rămânez așa, după care le iau pe cele care succes, domnul director, echipă, domn președinte. Mulțumesc pentru sprijin, sunt convins că veți fi alături de proiectele astea în continuare, domnilor primari. Mulțumim. Efectiv, mă simt ca în echipă. Domnul Ciotlă, suficient. Domnul Mulțumim. Apropo de ce spunea domnul președinte pentru mediul privat, doar două cuvinte. Ne interesează foarte tare ca împreună să dezvoltăm economic regiunea și fiecare județ și localitate în parte. De aceea avem preocupări în afara porului pe care am vorbit
Știți bine că suntem preocupați să atragem, să dezvoltăm investiții, să instruim, să formăm viitori antreprenori. Am dezvoltat la Piatra Neamț această structură Rubik Hub cu o echipă de tineri foarte entuziaști și foarte profesioniști. Am început deja să avem rezultate în materie de atragere de investiții și zilele acestea a fost făcută publică. Prima investiție pe care am intermediat-o este vorba de o companie din Turcia care de data aceasta face investiția în Iași, o investiție mare. Suntem nerăbdători să inaugurăm și prima investiție în județul Bacău. De aceea ne adresăm mediului de afaceri cu dorința de a ști exact care sunt nevoile și provocările și cu ce putem noi veni în întâmpinarea lor, cu ce poate veni Consiliul Județean, administrația locală, în așa fel încât împreună să construim acel mecanism coerent și eficient în materie de dezvoltare. La momentul oportun o să vă dăm și informațiile legate de aceste întâlniri și de alte evenimente pe care ne le propunem aici la Bacău. Mulțumesc! Mulțumim presei! Vă mulțumesc! Ați fost astăzi prezenți la acest eveniment.